Dumnezeul nostru toate cele care sunt de trebuință. Obște aceștia creștinii care slujește ție și fiilor într-o toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia dreptcădincioșilor care drept învață cuvântul adevărului Tău, de tot ce nu preoțești călugărești de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei care ne urăsc, de cei care ne iubesc, de noi, de frații noștri care slujesc sau de față, de cei care de binecuvântate pe cei nu s-au întâmplat aici, de cei care ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsi. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în robie, în supărări și miluiește-i pe dânsi după mare mila Ta, izbăvindu-i de toată nevoia. Că Tu ești izvorâtă mântuirilor, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Doamne, Domnului să le plecă. Ție, Doamne, credincioșilor creștini, asupra Celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra Celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul și un mânz, un cal. Un peisaj extraordinar de toamnă, o toamnă frumoasă. Dumnezeu ne-a ajutat și am avut un timp frumos astăzi, fără probleme. Deci, liniștit. L-am studiat pe domnul Ioro Potică, domnule cameraman, și mai mic îi dă lacrimi când vede câte lucruri făcute din mâna lui sunt realizate de Valea Muntelui. L-am studiat cu atenție din mai deoparte așa. Și parcă vine să plângă și dacă l-a întrebat cineva, cred că răspunde, încă mai sunt în stare să lucrez. Îmi povestea soția dumnealui Maria și noaptea stea și lucrează. Cu toate că are o trecut pe cineva de-a lor vieții. Nu-i chiar așa de simplu. Sau să vină cu taful la deal, să țină... Vedeți că, dacă observați, la mâna stângă a lui, două de este tare. Deci nu este ușor să ții de alta numai în trei de zile. Biruință bine credincioșilor creștini,